Un incendiu violent a izbucnit luni seară la Catedrala Notre-Dame din Paris, cel mai vizitat monument istoric din Europa. Catedrala a fost evacuată și nimeni nu a fost rănit. Incendiul a izbucnit la ora 18.50 de minute, 19.50 de minute ora României. Primele informații gerând că acesta a izbucnit de la o sursă a sistemului de încălzire al Catedralei Notre Dame. Turla principală și acoperișul s-au prăbușit. 400 de pompieri au fost la fața locului și au încercat să stingă incendiul. Mii de oameni au ieșit în stradă și au privit în cum flăcările cuprind monumentul. Unii dintre aceștia au plâns și au cântat rugăciuni. BBC. Președintele francez, Emmanuel Macron, a fost la fața locului și a stat de vorbă cu polițiștii. Ulterior, el a declarat hotărât că vom reconstrui Notre-Dame. Franța este în stare de șoc. Catedrala Notre-Dame din Paris a fost devastată de un incendiu teribil. La ora 1.30 de minute a fost deschis o anchetă pentru distrugere involuntară prin incendiere, mai scrie BBC. Deși există temeri legate de numeroasele lucrări de artă și artefacte neprețuite care sunt adăpostite în interiorul catedralei, rectorul Notre Dame a declarat prese locale că Sfânta Coroană de Spine a Mântuitorului și Tunica Sfântului Ludovic au fost Președintele Macron a declarat de la fața locului că incendiul este o tragedie groaznică, dar a adăugat că ce putea fi mai rău a fost evitat. El intenționează să lanseze o campanie de strângere de fonduri pentru renovarea catedralei, ceea ce s-a și întâmplat. Vom reconstrui Notre-Dame, a afirmat Macron. Secretarul de stat în Ministerul de Interne a precizat că incendiul a scăzut în intensitate. Asta întâmplându-se la ora 12. 43 de minute. Structura de rezistență a Notre-Dame a fost salvată de la distrugerea totală, a declarat comandantul brigadei de pompieri a Parisului, citat de Independent. Putem considera că cele două turnuri ale clopotniței nordice de la Notre-Dame au fost salvate. Structura a fost salvată în totalitate. Pompierii vor continua să lucreze toată noaptea pentru salvarea operilor de artă. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a scris și el un mesaj de solidaritate în limba franceză pe contul său de Twitter. Gândurile mele se îndreaptă către prietenii noștri din Franța și către toată comunitatea catolică. În timpul acestui evenimentul burător din săptămâna sfântă, se arată în mesajul postat pe rețea. Francezii au ieșit în stradă, șocați și întristați, să vadă cum un simbol al istoriei lor se prăbușește chiar sub ochii lor. Premierul italian Giuseppe Conte a scris pe Twitter: Este o lovitură în inimă pentru francezi și pentru noi toți europenii. Incendiu îngrozitor la catedrala Notre Dame. Un gând pentru locuitorii Parisului. Din Italia suntem alături și ne oferim întreg ajutorul pe care îl putem da. A reacționat la rândul său ministrul de interne, Matteo Salvini. La ora 23 și 38 de minute, ministrul adjunct de interne al Franței a declarat că salvarea Catedralei Notre-Dame din Paris nu este certă. Un anunț similar a fost făcut de pompierii francezi care susțin că nu sunt siguri dacă acest foc mai poate fi oprit. Un portător de cuvânt al pompierilor din Paris a declarat că următoarea oră și jumate este crucială pentru a ști dacă focul poate fi controlat. Există informații conform cărora focul a ajuns la unul dintre turnurile catedralei și serviciile de urgență încearcă să salveze lucrările de artă și alte obiecte valoroase din interior. Viorica Dăncil a transmis luni seară pe Twitter că este afectată de veștile teribile de la Paris, iar gândurile ei se îndreaptă către prietenii noștri francezi. Sunt afectată de veștile teribile din Paris. Catedrala Notre-Dame este un simbol al Franței și al Europei. Gândurile mele se îndreaptă către prietenii noștri francezi a scris Dăncilă. Arhiepiscopul Parisului a cerut preoților să tragă clopotele tuturor bisericilor pariziene pentru a semnala tragedia mistuirii de către flăcări a unui simbol al Franței. Vaticanul este în stare de șoc și tristețe din cauza incendiului care a provocat deja daune foarte grave clădirii și amenința să o în totalitate. Fostul premier Dacian Cioloș a transmis de asemenea un mesaj de solidaritate cu poporul francez. Incendul izbucnit la Catedrala Notre-Dame din Paris este o tragedie pentru cultura și istoria Franței și a Europei. Este un moment de infinită tristețe pentru francezi și pentru toți cei care iubesc și apreciază un simbol al patrimoniului francez și al umanității. Gândurile noastre sunt alături acum de prietenii noștri. Notre-Dame de Paris a traversat secole de istorie. Sunt convins că generația actuală de restauratori va reuși să panseze această rană și să ofere acestui simbol strălucirea pe care o merita, scrie Dacian Cioloș pe Facebook. Custodele coroanei, Margareta, i-a trimis luni seară președintelui Emmanuel Macron o scrisoare în care își exprimă solidaritatea în aceste momente de tulburare și de profundă tristețe, pricinuite de incendii. Sosită ieri la Paris, într-o vizită oficială purtând mesajul de prietenie al națiunii române, majestatea sa a aflat cu oroare de tragedia care a lovit națiunea franceză și țara, prin focul devastator care a izbunit la catedrala Notre-Dame de Paris. Custodele coroanei a transmis toată admirația pentru modul în care pompierii și forțele militare franceze luptă pentru a salva acest monument simbolic al națiunii franceze, de importanță europeană și mondială. În momentul dezastrului, majestatea sa Margarita și principele Radu se aflau la Reims, unde participau alături de oficialii francezi și români la inaugurarea expoziției Maria a României, regină și artistă. Se arată într-un comunicat al biroului de presă al casei majestății sale. Andrei nou, un purtător de cuvânt al catedralei Notre-Dame, a afirmat că nu va mai rămâne nimic din edificiul cu de flăcări. Asta la ora 11. Totul arde, nu va mai rămâne nimic din structura ei, a declarat acesta. Londra se află alături de Paris în tristețe, a declarat luni primarul capitalei britanice, Sadiq Khan. Scene sfârșitoare se întâmplă la catedrala Notre-Dame în flăcări. Londra este în tristețe cu Parisul astăzi și în prietenie întotdeauna. Președintele Comisiei Europene a reacționat și el la această veste. Catedrala Notre-Dame a aparține întregi omeniri, a inspirat atât de mulți scritori, atât de mulți pictori, atât de mulți filozofi, atât de mulți vizitatori din toată lumea. Ce spectacol trist, ce oroare, împărtășesc emoția națiunii franceze care este și a noastră, a transmis acesta prin intermediul unui comunicat de presă. Întregul acoperiș al catedralei s-a prăbușit, practic întregul acoperiș a dispărut, nu văd nicio speranță pentru clădire, a declarat un martor ocular care privea focul de la balconul de la etajul 5 al unei clădiri aflate în apropiere de fațada sudică a catedralei. Cancel cancelarul Germaniei a reacționat la tragica veste și a afirmat că Notre Dame este un simbol al Franței și al culturii noastre europene. Aceste imagini îngrozitoare cu Notre Dame în flăcări sunt dureroase. Notre Dame este un simbol al Franței și al culturii noastre europene. Suntem cu gândul alături de prietenii noștri francezi, a scris pe Twitter purtătorul de cuvânt al cancelarului. Precizez că la catedrală se desfășurau lucrări de renovare în valoare de 6 milioane de euro. Președintele francez Emmanuel Macron și-a mânat discursul pe care plănuia să-l țină luni seară în fața națiunii. În plus, s-a a luni seara la Catedrala Notre-Dame pentru a asista la operațiunile de stingere a incendiului. Primarul Anne Hidalgo a declarat că pompierii încearcă să controleze un incendiu teribil la Notre-Dame și a făcut apel la locuitorii capitalei să evite zona catedralei. Notre-Dame de Paris este în flăcări, emoția unei națiuni întregi. Gândurile mele se îndreaptă către toți catolicii și către toți francezii. Ca toți compatrioții noștri, sunt trist în seara asta să văd că această parte din noi arde, a declarat anterior Emmanuel Macron. A renda so... președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a precizat că este oribil să vadă incendiul de la Notre Dame din Paris. Oribil să văd incendiul de la Notre Dame din Paris. Poate elicopterii ale pompierilor ar putea fi folosite pentru a stinge incendiul. Trebuie acționat rapid, a transmis Trump. Specialiștii francezi spun însă că ar fi vorba despre un accident și nu despre un atac intenționat. Catedrala prin care trec zilnic 30.000 de, de vizitatori era în plină renovare, dar toți muncitorii plecaseră. Catedrala Notre Dame, văzută dinspre Sena, desfășurată pe o lungime de 228 de m a fost construit în 182 de ani și finalizat acum aproape 6 secole. Catedrala Notre Dame din Paris este simbolul capitalei Franței de peste 850 de ani. Înălțimea sa maximă este de 96 de metri. Povestea statuilor este miraculoasă. Sunt cei 12 apostoli și cei 4 evangheliști. Ca printr-un miracol au fost salvate de acest dezastru pentru că în urmă cu doar 3 zile, aceste statui de 3 metri și 250 de kilograme fiecare, de o valoare istorică nemăsurată, au fost demontate una câte una tocmai pentru că începuse prima renovare din ultimii 80 de ani a catedralei. Peste 13 milioane de turiști vizitau anual Notre Dame. Vitraliile și în special fațada occidentală cu turnurile în care sunt clopotele lăcașului sunt simboluri care apar în fotografiile oricui a vizitat Parisul. Această catedrală este partea patrimoniului mondial UNESCO, o capodoperă arhitecturii gotice plină de istorie, înțesată cu scene mai mult sau mai puțin biblice. Odată intrat în catedrală, orice om vedea mărăția acestui loc. Altarul cu crucea de aur, aflat în fața orgi cu peste 7000 de tuburi, una dintre cele mai mari din lume, Stâlpii masiv din piatră, fiecare având locuri speciale de rugăciune pentru pelerini. Stâlpi care se încheie în arcadele acestea suspendate la peste 30 de metri deasupra solului, copleștori pentru orice turist. Vitralele cele mai mari sunt cele din nord și sud, cu un diametru de 13 metri, Era acesta, de exemplu, conține picturi cu scenele Noului Testament. În momentul în care incendiul a cuprins catedrala, flăcările au cuprins tot ce era din lemn. Acoperișul, de exemplu, construit în 1300 de bușteni, echivalent la 21 de hectare de pădure. După ce flăcările au cuprins tot acoperișul catedralei, turnul făcut din zeci de tone de plumb și lemn s-a prăbușit. Încăderea a rupt o parte din arcadele interioare. Focul a fost alimentat și de vopselurile și materialele de construcții care urmau să fie folosite la renovare. Bilanțul material este dramatic, spun pompierii. Întregul acoperiș este prăbușit, flash nu mai există. O a avut loc marți dimineață pentru a determina solidaritatea structurii. Vitraliile de pe fațada de sud, pe malul Senei, sunt intacte. Clopotul mare, datând de peste 300 de ani și greu de 13 tone, precum și celelalte clopote renovate în 2013, sunt de asemenea intacte. Sfânta Coroană și cele 16 statui din cupru au scăpat de asemenea de flăcări. O parte din opere au fost scoase la timp din edificiu. Unele tablouri de dimensiuni mari, care nu pot fi transportate, au fost distruse, inclusiv trei relicve. Despre reconstrucție, vom reconstrui această catedrală, a promis președintele francez Emmanuel Macron, care și-a anulat discursul către națiunile și s-a deplasat de urgență la fața locului. Lucrările de reconstrucție vor dura luni, probabil ani, și vor costa sute de milioane de euro, a apreciat Ministrul Culturii. O reuniune a avut loc marți dimineață în vederea pregătirii unui plan de reconstrucție. Familia miliardarului francez, Pinot, va debloca 100 de milioane de euro pentru reconstrucția Notre-Dame. Operele de artă evocate luni din Catedrala Notre-Dame vor fi transferate la muzeul Louvre cât mai rapid posibil. Cele mai prețioase opere au fost transferate în siguranță la primăria din Paris încă de ieri a declarat ministrul, în special Coran de Spinea lui Isus și tunica datând din secolul al XIII-lea purtată de regele Ludovic al ix al Franței. Marea orga catedralei Notre-Dame de Paris nu a fost arsă în incendiu care a devastat edificiul, dar structura sa a suferit pagube. Marile picturi, în special leme de Notre-Dame, vor putea fi retrase, probabil începând de vineri dimineață. Cele afectate de fum vor fi transferate la Louvre pentru a fi dezumidificate, protejate, conservate și apoi restaurate. Rozasele din părțile de nord, sud și vest nu au suferit pagube uriașe, a continuat ministrul Franței. Cam atât a fost și episodul de astăzi, sper că v-a plăcut, dacă da, nu uitați de like și subscribe, de asemenea vreau să vă întreb ce părere aveți despre acest incendiu de la Notre-Dame, chiar vreau să vă aflu răspunsul în secțiunea de comentarii. Noi suntem cu alte episoade, nu uitați de follow pe Instagram la Jocul Virtual 1 și evident baft în ceea ce faceți.